Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi, după cum se vede, am început coasa la fân. Sunt cu motocoasa Stiga SB44D. Am mai prezentat-o și în alte clipuri. Are 1,8 cai putere și cosesc cu disc de 255 cu pastile Vidia. Nu este nici nucleară, nici de top motocoasa mea, este o motocoasă fabricată în China, dar își face treaba foarte bine. Haideți să-i dăm drumul să vedeți și cum merge. Thank you.
Cam așa merge la coasă. Fânul este foarte căzut, după cum se vede. Nu pot să mai merg cu poloc de la un capăt la altul. Trebuie să mă dau după cum este fânul căzut. O să mai dau aici o porțiune de câțiva metri pătrați, doar ce este căzut și atât, pentru că nici timpul nu prea ne ajută să-l uscăm. Și plus că eu trebuie să ajung și la oraș, că la noapte de serviciară și uite așa, trebuie să mă și odihnesc un pic. Cam asta am vrut să vă arăt cum merge motocoasa. V-am spus, nu e nici nucleară, nici de top, nici cea mai puternică, dar eu zic că își face treaba foarte bine. Astea fiind spuse, vă salut și ne vedem cu bine la un următor clip.